Am promis. Am votat. Și ne-am ținut de cuvânt. Teodor Moldovan, Claudiu Moldovan, nepotul meu, tânăra generație care a votat pentru viitorul tinerei generații. Pentru noi ăștia mai așa, mai copțințel, treaba este destul de, hotărâtă până acum. Am apucat să trăim, ne-am realizat mai mult sau mai puțin, ne mai zbatem și asta, dar important este pentru voi, Claudiu, ce veți face cu viitorul vostru. Pentru tine a fost astăzi prima prezență la un scrutin electoral pentru prezidențiale. Alegerea președintelui României. Cu ce nădejde ai mers tu la vot? Ca orice român, ca orice tânăr, îmi doresc un viitor mai bun în această țară. Nu vreau să mă gândesc la ziua de mâine, să nu duc grijă la zilei de mâine. Îmi doresc mai multe locuri de muncă pentru tineri. Așa. Un loc asigurat de muncă, nu un loc în care... Poți să te mai vezi și pe spre cameră, nițel, așa, să te vadă lumea ce chipe așa ești tu, ce frizură ai. Așa, da, mă rog, da. E apanajul tinerei generații, nu mă bag, n-am nimic împotrivă. Un loc de muncă sigur, o țară sigură, o țară care să te asigure viitorul, să nu te gândești neapărat la plecarea dincolo, de exemplu. Da, da, da. Și pentru, mă gândesc și la persoanele în vârstă, la bunici, de exemplu. Pensiile ar trebui să crească, salariile ar trebui să crească. Minunat, minunat. Eu sunt total de acord cu tine. Da, cred. Încă ești tânăr și visurile, realitatea cu irealul se îmbină la tine cumva, așa, încă neclar. Eu sunt mai în vârstă și atunci sunt mai pragmatic. Și eu, bineînțeles, că aș vrea să crească salariile și pensiile. Aș vrea, în primul rând, să crească economia, să crească numărul de investiții, să fie locuri de muncă, să, tot mai mulți români să se bucure de un loc de muncă sigur. Și stabil. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă stabilitate, planuri de viitor pentru o familie, nu? Te gândești la o investiție mai sigură, mai știu eu, mărești casa sau îți achiziționezi o alta mai spațioasă, te gândești, la o mașină, la un împrumut în bancă, până la urmă depinde de stabilitatea pe care o ai în privința locului de muncă. Ce îți mai dorești tu ca tânăr? Ce își mai dorește tânăra generație de la viitorul acestei țări, Claudiu? Prosperitate, în primul rând. Și dorința aceea de a-mi temea o familie. Da, care pentru că ziua de azi acum, am 21 de ani. Mulți înainte, încă nu te gândești, nu, la însurătoare? Încă sau... nu. N-am bani de nuntă. Da. Deci măcar la asta, la unchiul tău, gândește-te, dacă la ceva nu, și mai chipzuiești, așa, ești cruduț încă, da? Da, da, da. Pe vremea mea... Mai am timp. Făceam armata la vârsta ta, nu mai zic. S-au schimbat. S-au schimbat niște multe chestii, da? Da, da, orice tânăr trebuie să gândească de la această vârstă, la... Tu ești student acum în anul... În anul 3, la termin. Vasile Alexandri Bacău. Bacău. Urmează să faci un master? Da, m-am gândit, dar nu la Bacău, în altă parte, dar aș lua un an pauză pentru a face practică și după să reiau studiile. Te gândești și la un loc de muncă în anul ăsta? Da. Aici în țară, bănuiesc. Aici în țară, da. Da, și faptul că vrei să faci practică înseamnă că vrei să urmezi o specializare anume, nu? Da, da, da. Și care să-ți prindă bine apoi. Da, care să mă ajute pe viitor, pentru a-mi găsi mai... Masterul, dacă vrei, tot în domeniul ăsta. Da, la master ai de ales mai multe specializări, pediatrie, ortopedie. Am înțeles. Ce ți-ar surâde? Sunt dreptoase sau să... Te duci la un salon de masaj, așa, unde să vină numai dame bine, puștoaice, tinere, femei care au bani, care vor să fie ciupite, bibilite, masate, eu știu, ca să destindă. Cum vezi tu, colegul Mihai care este în spatele camerelor, îmi face niște semne, satir, bătrân, las că ești tu din emisie. Ai tu grijă. Da? Nu, nu-i stric educația cu mintea lui, uneori consider prea cu mintea lui meu nepot Claudiu. Claudiu, eu ce pot să zic? Am mai văzut azi, am fost și eu și am votat. În momentul când am votat,
undeva pe la orele prânzului, abia atunci am ajuns, din păcate, nu imediat după ce am ieșit din matinal, am mai avut treaba aici, am mai editat niște materiale și spre marea și plăcuta mea surprindere, în perioada prânzului, când de obicei este un spațiu mai puțin dens în prezență la vot, la școala numărul 4, la Elena Cuza, unde am votat eu, erau foarte mulți oameni și erau și tineri. Ce crezi că animă și pe ceilalți tineri? Aceleași gânduri ca și tine? Da, în principiu aceleași gânduri. Toți își doresc un viitor mai bun în această țară. Nu toți își doresc să plece din această țară. Nu. Clar, frumos, frumos, frumos. Ce le urezi tinerilor? Ce sfaturi le-ai putea da celor de vârsta ta astăzi, în această zi atât de importantă? Repet, pentru viitorul lor, pentru viitorul României. Să meargă la vot, pentru că tinerii-s viitorul. Tinerii-s viitorul acestei țări. Părerea lor contează. Da, contează foarte mult. Cum poate conta și mai mult? În momentul când și-o asumă responsabil. În momentul când merg la vot și pot face această ștampia. Dovadă. Sigur că da. În felul acesta pot schimba ceva. Sau măcar... Încearcă. Pot încerca. Își dau interesul. Exact, pentru exact. Și se implică în puterea decizională de la vârste tinere, nu? Tu aveai câți ani când ai votat prima oară? 18 ani, 18 nu? 18 ani. Ai prins atunci în 2012, nu? Da, 2012. Ai prins parlamentarele, alegerile locale și parlamentare. Apoi ai fost și am văzut pe buletinul tău și la europarlamentare. Da. Acum iată alegerile prezidențiale. Sunt niște pași pe care tu îi vezi cum, Claudiu? Sunt niște pași mici spre o țară mai bună. Spre o lume mai mare, o Românie mare și frumoasă și bună. Avem o mulțime de resurse în țară, păcat că nu le exploatăm. Da, și nu te refer doar la resursele materiale, în primul rând la cele umane. Cele umane, da. Da. Tinerii, viitorul României, cei care ar trebui să fie mult mai implicați. Mai implicați. Asta e cuvântul cel mai potrivit. În puterea asta decizională, în faptul că în mâna unui tânăr, în mâna oricărui, de fapt, cetățean al României, în momentul când este ștampila, este și putere. Da. Votul tău poate hotărâ. Odată ce ai acest drept, este păcat să nu ți-l... Votul tău poate hotărâ viitorul al tău la asta. Dacă nu te gândești la viitorul țării, nu? Măcar la viitorul tău imediat, la pielea ta, nu? Că trebuie să fii bine în pielea ta, așa se spune. Da. Și atunci cum? Dacă astăzi, când este zi de vot și asta, te duci pe coclaur sau dormi sau te gândești cum să... ajungi mai repede într-un club, într-un pub, asta înseamnă responsabilitate? Nu. Sunt oameni și oameni. Nu te aștepți toți oamenii să fie la fel. La ora 9 fără un sfert, când am fost eu la vot, la de matinal, da. Secția de votare de la liceu economic, erau foarte puțini oameni. Te-a anticipat asta, nu? Da. La 9 fără un sfert, da, și colegii care au venit de pe teren. În primul rând, dragii noștri prieteni, telespectatorii Teleam, știu de la intervenția colegii mele Gianina, de azi dimineață din matinal. Ea a fost prima dintre noi la vot. La ora 7 fără câteva minute era în fața unei secții, la 7 fix când s-a deschis secția, a intrat și, bineînțeles, fiind și, în primul rând, s-a dus ca cetățean acolo, dar și ca reporter al Teleam, să ia pulsul și a fost destul de neplăcut, surprinsă puțină lume. Pe altă parte, la orele prânzului, repet, am niște ani de umblătură pe teren, mai ales în zilele de vot, era iureș. În zilele de campanie, în campanie electorale, în ziua de vot, era chiar, simțeam așa cu și în carne și în oase ziua respectivă. Orele prânzului erau în general niște ore de acalmie. Ne mai permiteam și noi o mică pauză să mai zăbovim pe la sediul televiziunii, să... Nu, Mihai, nu să dormim, nu, că n-aveam hamace destule pentru toți, nici canapele. Să mâncăm ceva, de exemplu, să bem un pahar de suc, să mai vorbim unul cu altul ce am mai văzut, pe unde am mai văzut, chestii de-astea. Într-adevăr, astăzi
Dar am spus, multă animație, cel puțin la secția 54, dacă nu mă înșel, de la Gianina a venit iar de pe teren, iar e doldora de oarece noutăți, a venit și Titel. Ai votat, Titi? Da, o să ne arate, o să ne arate și nouă buletinul, a promis, cu acest timbru pe care comisia îl va pune azi. Și pentru că toți sunt responsabili, asta este, toți colegii mei au spus că vor vota pentru binele lor și al țării. Fiindu-ți ție bine, înseamnă că și, uite, ne aruncă, a aruncat un document de așa, sper că s-a capturat această reacție a lui Titi și a aruncat cartea de identitate, dar a căzut cu partea, cu reversul în sus, se vede timbrul aplicat astăzi, Titi, cetățean responsabil al României și el. Tot respectul. Tot respectul. Bunica a votat? Bunica încă nu. Bunica încă nu. O să nu votase atunci când ai postul? Da, acum nu știu sigur, dar mă voi informa. Bianca, sora și nepoata mea? Sora, când am plecat de acasă, încă nu votase, va vota în decursul zilei. E hotărâtă pentru că am discutat cu ea și mi-a zis că va vota. De asemenea, fratele meu și cumnata mea, nu, părinții lui Claudiu, au votat. Da. Nu, eu știu că ei de fiecare dată, la fiecare scrutin dintre ăsta s-au dus, mama știu că la fel, are 82 de ani și n-a pierdut nici un scrutin electoral, nici o zi de vot. A crezut tot timpul într-un viitor mai bun. Într-un viitor mai bun. Asta este, în schimbare, într-un viitor mai bun. Până la urmă, astea sunt năzuințele noastre firești și sunt năzuințele fiecărui român responsabil, repet. Ce mai dorești tu? Ce mai îndemn pe tine? Uite, a venit schimbul 2 deja la emisie, Ovidiu și Ștefănuț, a venit și el. Ne-au spus că ne arată și ei buletinele cu bulina aplicată de așa, Ștefănuț primul și uite, Ovidiu, bine, Ovidiu, știam, Ovidiu urmează să își întemeieze acum cât de curând o familie. Foarte chiar frumos. Este un coleg responsabil și foarte frumos, foarte frumos. Ștefănuț are și el o prietenă de suflet. Bănuiesc că s-au sfătuit împreună să meargă la vot, deci este firesc până la urmă, dragi prieteni. Considerați că nu este doar un drept asigurat de Constituția României, n-aș lua-o neapărat ca pe o obligație morală, dar ca pe o năzuință de mai bine, puteți să o luați și să mergeți să votați. Claudiu, încă două cuvințele și apoi ieșim. Mergeți la vot. Mai important. Cel mai important. Părerea unui tânăr de 22 de ani. Nu l-am instruit pentru că este, chiar dacă este nepotul meu, nu-mi știe de frică, e mai înalt decât mine. Nu vă mai spun acum ce scene, ce așa, în sfârșit. Dar faptul că a venit aici pe această canapea lângă mine îmi dă speranța că exemplul lui, al lui personal sau al altor tineri de seama lui va fi urmat și se va vedea o schimbare și în maniera tinerilor de a arăta că într-adevăr sunt responsabili pentru ei, pentru familia lor, pentru persoanele iubite din anturajul lor, pentru România până la urmă. Dragi prieteni, telespectatori ai TeleM, mergeți și votați. Încă este timp, secțiile de votare sunt deschise până la orele 21. Timp suficient, afară este o zi superbă, puțin negru așa, dar este o zi frumoasă, nu plouă, nu ninge, nu bate vântul prea tare, nu. O zi de toamnă, am putea spune, chestie care vă poate da imboldul să ieșiți din casă, să faceți o plimbare de plăcere, să includeți în drumul dumneavoastră și secția de votare de care aparțineți. Faceți-o pentru voi, faceți-o pentru România, dragi prieteni. Încheiem intervenția noastră aici. Claudiu, mulțumesc pentru faptul că ai acceptat invitația mea și eu îți țin pumnii pentru examenele care te așteaptă. Mulțumesc pentru mult. Dragi prieteni, ne reîntâlnim. Dumneavoastră rămâneți în fața micilor ecrane pentru că vor urma
programe speciale, maratonul continuă, vor veni aici în platou și alți colegi și prieteni. Ne reîntâlnim.